Bună ziua tuturor și bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot. Mă bucur să vă revăd. Vreau să vă mulțumesc pentru toată susținerea. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare. Eu voi face oroscopul lunii ianuarie 2023 pentru Zodia Fecioară. Luna sau ascendentul în Zodia Fecioară. Oamenii mei dragi, dacă nu v-ați inscris la canal, vă sfătuiesc să o faceți apăsând pe clopoțel. Veți primi notificări cu videoclipurile care le voi distribui. Și bineînțeles, dacă aveți o persoană dragă care știți că poate are nevoie de un mesaj, de un sfat, vă rog să distribuiți acest canal pentru poate faceți un bine. De ce nu? Haideți să vedem Zodia Fecioară, Luna sau Ascendentul în Zodia Fecioară pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot. Un mesaj, un sfat, ce se va întâmpla în această lună ianuarie pentru Zodia Fecioară, Luna sau Ascendentul în Zodia Fecioară. Ce va aduce prima lună a lunii ianuarie pentru Zodia Fecioară? Pachetul este pregătit. Haideți să vedem. Primul card pentru dumneavoastră. Au vrut să iasă două. Lumea și 5 de monede. Aici îmi arată oamenii mei dragi că un ciclu în această lună se va termina pentru dumneavoastră. În lumea dumneavoastră, să spunem așa. Veți dori să completați ceva. Se va completa ceva, o situație, o chestiune, un proiect, ceva veți duce la bun sfârșit și veți avea parte de succes, să spunem așa. Dar văd că aici 5 de monede îmi spune și că vă simțiți poate singuri sau în lumea dumneavoastră vă simțiți singuri, aveți nevoie de ajutor, poate în ce privește partea financiară nu stați prea bine. Și e nevoie să cereți sfatul, ajutorul persoanelor dragi sau a prietenilor. Regina de cupe, o femeie, persoana iubită sau dumneavoastră veți fi această femeie mai grijulie sau o femeie în semn de apă, rac, scorpion sau pești sau poate luna sau ascendentul acestor zodii sau poate chiar nu. Această femeie vă poate da o mână de ajutor, vă sta alături, văd că este grijulie, atentă, să spunem așa, vă puteți baza pe această femeie, da? Deci cereți sfatul acestei femei. Și turnul, văd că casa dumneavoastră sau o mutare sau un proiect anume se va termina în această lună ianuarie și văd că veți reuși să aduceți un echilibru în viața dumneavoastră, văd o vindecare. Un compromis, să spunem așa, va trebui să cereți, să ascultați părerea celor din jur. O eliberare și văd că veți fi mai înțelepți în ce privește familia dumneavoastră, valorile, lucrurile tradiționale vor avea un rol important. Oricum, să clarific aceste cărți, să știți, va fi o lună importantă pentru voi, oamenii mei dragi. Va fi o lună foarte importantă. Va fi o lună importantă. Deci, lumea, veți reuși să rezolvați cu un ciclu, să duceți lucrul la bun sfârșit în această lună ianuarie. Sau, cu cine veți intra în contact, vreau să spun că e posibil să vă dezamăgească pe plan financiar ceva, cineva din jurul dumneavoastră. Această femeie vă stă alături. Da? Și văd că în casa dumneavoastră sau proiectele dumneavoastră se vor termina în această lună ianuarie. Ceva se va termina, veți renunța, poate veți avea parte de obstacole, dar și de o revelație, de o eliberare, să spunem așa. Temperața, cum spuneam, aduce pace, vindecare. În casa dumneavoastră, în familia dumneavoastră și 10 de cupe văd o familie armonioasă, o familie fericită, persoane oneste în jurul dumneavoastră pe care vă puteți baza.
armonie cu copii, echilibru în casa dumneavoastră. Haideți să clarificăm aceste cărți. Pentru Zodia Fecioară. Veți avea parte de o revelație, veți înțelege că ceva va trebui să se termine, să vă eliberați de ceva negativ sau veți avea parte de obstacole aici, de o discuție. Pentru asta e nevoie să fiți echilibrați, să ascultați și opinia celor din jur pentru a ajunge la un compromis, să fiți echilibrați și moderați în deciziile dumneavoastră, în familia dumneavoastră sau într-un grup de-al dumneavoastră, poate. Veți merge la biserică sau un preot va avea un rol important, adevărul sau o instituție. Va trebui să aveți răbdare în ce privește o instituție, poate în ce privește proiectele dumneavoastră. Veți avea parte de veți auzi o veste, veți primi o veste care va trebui să fiți echilibrați, să aveți răbdare în ce privește o instituție, în ce privește casa dumneavoastră, în ce privește familia dumneavoastră. Haideți să vedem. Vreau să clarific aceste cărți pentru Zodia Fecioară, pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pentru luna ianuarie 2023. 6 de bețe. Îmi spune că veți avea parte de victorie în lumea dumneavoastră, veți avea parte de succes, de autostima dumneavoastră va crește, veți fi în centru atenției, veți avea parte de recunoștință, vi se vor face recunoscute munca. Poate veți merge și la un drum, poate veți merge și peste hotare, veți dori să mergeți peste hotare. Văd aici și un nou început, dar în același timp văd că vă vor interesa mai mult aspectele financiare în luna ianuarie. Văd că veți gândi foarte mult la aceste lucruri materiale și văd că vă faceți foarte multe iluzii. E nevoie să vă eliberați de aceste iluzii. Vedeți această cușcă? Cred că dumneavoastră vreți să ieșiți din această cușcă, nu? Vreți să fiți liberi, corect? Deci e nevoie să vă eliberați de aceste iluzii, că sunt negative, toxice. Văd că e posibil anumite persoane din jurul dumneavoastră să aibă anumite dependențe, dependențe care nu sunt tocmai sănătoase pentru dumneavoastră. Și să vă gândiți la partea financiară foarte mult. În ce privește această regină de cupe, da, care spuneam că aveți o persoană acolo care vă poate ajuta, grijulie, să vă sară în ajutor, este o persoană mai tânără decât dumneavoastră. Această persoană este sinceră, este poate directă, dar este sinceră. Vă sfătuiesc să ascultați sfatul acestei persoane, pentru că e posibil să vă spună ceva, să vă zică, să vă dea o opinie care nu vă convine, care nu vă va place. Eu vă recomand să ascultați, pentru că este o persoană sinceră. Sau poate dumneavoastră veți, sau poate sunteți urmăriți pe rețele de socializare, da? Poate cineva aici e spion în ce vă privește. Haideți să vedem turnul. Turnul. O femeie de apă, regina de apă. Această persoană este afectuoasă și altruistă în ce vă privește. Este o persoană sensibilă și e posibil să vă dea anumite vești în ce privește această persoană. Va veni spre dumneavoastră o ofertă, dar încet. Să spunem așa, organizat și responsabil veți fi. Va trebui să fiți solidar cu această persoană, cu această regină de cupe. Să fiți responsabili, să vă organizați în acordurile dumneavoastră cu alte persoane. Să văd că va trebui să fiți organizat, să vă gândiți bine la detalii în ce privește casa dumneavoastră.
Da, dumneavoastră, văd regele de pământ. Văd că sunteți o persoană generoasă și foarte tradițională. Aveți lucrurile tradiționale, familia, valorile vor avea un rol important. Văd că veți fi o persoană realizată, să știți. Veți realiza, un bărbat vă va ajuta să realizați acele planuri în ce privește casa dumneavoastră, familia dumneavoastră, un bărbat care colaborează cu o instituție, să spunem așa. Pentru aia vă sfătuiesc să aveți răbdare, pentru că regele de monede spune că va veni ofertă, veți rezolva problemele, dar încet, trebuie să aveți răbdare, să fiți echilibrați, pentru că trebuie să așteptați această persoană din această intuiție, din această instituție. Patru de foc, de bețe. Văd fericire în casa dumneavoastră, reușită, în sânul familiei, petrecere. Vă veți bucura, curcubeu îmi spune că va ieși curcubeu pe strada dumneavoastră, soarele, și veți fi satisfăcuți pentru ce veți avea în această lună ianuarie, pentru reușitele dumneavoastră, și veți fi mulțumiți, să spunem așa. Văd foarte multă prosperitate, reușită în problemele dumneavoastră. Haideți să vedem. La locul de muncă văd că puteți să vă bazați pe acest bărbat stabil, generos. E o persoană care vă poate oferi stabilitate în ce privește partea financiară și veți primi o ofertă din partea sa, da? Și veți primi și ajutorul acestei persoane. Încet, dar trebuie să aveți răbdare, dar este o persoană cu valori. Și este o persoană care spune adevărul, să spunem așa, deci vă puteți baza pe această persoană, poate fi chiar și un mentor pentru dumneavoastră. Da? Văd că vă sfătuiți foarte mult cu acest personaj. În ce privește relația dumneavoastră, trebuie să urmăriți semnele, că divinitatea vă trimite semne și să fiți atenți la aceste semne. Iubire. Există iubire în relația dumneavoastră și iubirea învinge orice obstacol. Să știți, iubirea va trece peste tot. E nevoie să vă deschideți inima iubirii, să iubiți. Pentru a fi iubit, e nevoie să iubiți la rândul dumneavoastră, să vă gândiți la momentele speciale care le-ați avut cu persoana iubită, pentru că ați avut și momente speciale cu această persoană, unde ați simțit bucurie. Și să notați lucrurile remarcabile din această relație, lucrurile remarcabile, adică acele lucruri speciale, să le remarcați pentru că sunt. Persoana iubită are acele lucruri speciale în ce vă privește, da? Deci nu este o persoană superficială, să spunem așa. Și văd că angajamentul pe termen lung există aici, în relația dumneavoastră de iubire. Haideți să vedem. Wow, și vi se va lumina mintea, vi se va lumina mentalul, pentru că veți avea parte de claritate în ce privește relația de iubire și va trebui să vă luați un pic de timp pentru a vă gândi la această situație, pentru a vă lumina, pentru a găsi o soluție, pentru a rezolva anumite probleme în relația dumneavoastră, dacă sunt. Da? Wow! Și zice că e momentul ca tu să te gândești la tot ceea ce admiri la partenerul tău, pentru că sunt motive de admirație în ce privește această persoană cu care sunteți. Haideți să vedem, zodia fecioară, un mesaj, un sfat în ce privesc relațiile de iubire. Da, dar văd că sunteți confuși. Sunteți confuși, deci aveți nevoie de claritate din partea divinității. Că divinitatea vă va răspunde dacă veți cere un răspuns, un dubiu, o îndoială, pentru că sunt obstacole. Da, sunt obstacole. Spune să priviți dincolo de obstacole pentru a regăsi fericirea. Haideți să vedem dacă vor să vă mai transmită ceva. Da, să fiți deschiși că divinitatea vă va ghida în ce privește relația dumneavoastră.
Să fiți deschiși că divinitatea vă va trimite semne, vă va trimite răspunsuri, veți afla anumite lucruri care erați confuși, veți afla anumite adevăruri, anumite secrete vor ieși la iveală. Important e că vă deschideți. E nevoie să vă deschideți în ce privește această relație. Haideți să vedem și îngerii ce vor să vă transmită. Spune că e nevoie să fiți calmi, să respirați. Să încercați să vă regăsiți pacea interioară. Pum! Prin calmitate, prin profunzime. Respirația este mâncare pentru, este hrană pentru pacea interioară și justiția va avea un rol important în viața dumneavoastră. Vreau să zic că se va face justiție în această lună ianuarie și tot ce în această lună va fi important foarte mult să fiți corecți, să dreptatea va fi de partea dumneavoastră, vi se va face dreptate. Dacă ați fost nedreptățiți în lumea dumneavoastră, cu cine ați intrat în contact, în această lună veți ajunge la un echilibru, la o armonie. Vi se va face dreptate, veți avea parte de reușită la locul de muncă, în casa dumneavoastră. Haideți să vedem un mesaj, un sfat din partea îngerilor, dacă vor sau dorească sau doresc să mai transmită pentru voi. Pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip, un mesaj, un sfat pentru toți cei născuți în Zodia Fecioară. Ok, spune că trebuie să știți un lucru foarte important, oamenii mei dragi. Dacă în afara dumneavoastră se întâmplă anumite lucruri, este pentru că veți găsi răspunsul la întrebările acestea în interiorul dumneavoastră. Până când dumneavoastră nu vă veți vindeca de anumite îndoieli, dubii, confuzii sau nesiguranță sau de etc., răni, etc., etc., veți regăsi în afara dumneavoastră în continuare acele lucruri. E nevoie să vă vindecați înăuntru dumneavoastră, în sufletul dumneavoastră, pentru că automat ceea ce aveți în suflet, aia veți primi. Deci spune că exteriorul se reflectează ceea ce aveți în interior. Deci să fiți atenți cum vă comportați cu persoanele din jurul dumneavoastră, că automat acest lucru va revine în viața dumneavoastră. Să fiți atenți la ce vă gândiți la persoane din jurul dumneavoastră, pentru că acel lucru va lua ființă în viața dumneavoastră. Deci vă recomand să fiți optimiști, să gândiți cu iubire, să fiți drepți, corecți, pentru a avea acest lucru înapoi. Deci tot ce se află în afară se reflectează în interiorul dumneavoastră. Haideți să vedem un mesaj din partea îngerilor pentru Zodia Fecioară. Pentru luna noiembrie, un sfat, un mesaj pentru Zodia Fecioară. Hop, hop, hop! Au ieșit prea multe. Wow! Să aveți încredere mai mult! Să aveți încredere mai mult în voi înșivă, în proiectele dumneavoastră. Deci spune să ai încredere, abi fiducia. Zice că pentru a merge înainte nu e necesar ca tu să ai încredere în tine însuți. Este suficient să ai încredere în Dumnezeu și El știe cum va munci prin tine și cu tine în orice mod posibil. Dacă încrederea ta scade, ai încredere în noi, dă-ne nouă și noi te vom ajuta să îți împuternicim curajul și încrederea ta. Deci trebuie să dai încredere îngerilor. Dacă tu vezi că încrederea scade și ajungi la dubii sau îndoieli, încearcă să vorbești cu îngerii și să le dai lor această muncă, că ei te vor încuraja cu forță și curaj. Îți vor împuternici acel curaj și acea încredere pentru a merge mai departe. Deci, în primul rând,
Nu este necesar ca tu să ai încredere doar în tine însuți. Este necesar ca tu să ai încredere în Dumnezeu înainte de toate, pentru că El știe cum să lucreze prin tine și cu tine, în acțiunile tale de zi cu zi, în viața ta de zi cu zi. Și dacă îți cade această neîncredere, repet, da? Să cereți îngerilor să vă dea puterea necesară și încrederea necesară pentru a reuși în orice lucru, pentru a merge mai departe. Haideți să vedem și cartea îngerilor, ce mesaj au să vă transmită pentru Zodia Fecioară, luna ianuarie. Să celebrezi ceea ce vei avea. Dacă tu vei celebra cu bucurie nașteri, zi de nașteri și aniversări, pământul și cerul se vor consacra în iubire. Îngerii binecuvântării și cerul se vor bucura și vor participa la bucuria ta, la petrecerea ta. Deci, oamenii mei dragi, bucurați-vă, fiți recunoscători pentru ceea ce aveți, pentru momentele alături de persoanele dragi, pentru ce vă conjoară. Fiți recunoscători și celebrați cu bucurie zi de naștere, aniversări, deci nu Crăciunul, anul nou, celebrați ca automat și pământul, și cerul, și îngerii se vor bucura cu dumneavoastră și pentru dumneavoastră. Veți avea parte de aceste momente și să vă aduceți aminte să celebrați acele momente, că sunt importante nu numai pentru dumneavoastră, și pentru pământul întreg. Veți urca, veți ajuta energia să urce, să evolueze într-un mod frumos și pur și iubitor pentru toți locuitorii de pe acest pământ și pentru toți locuitorii din cer. Da? Deci se vor aduna și pământul și cerul pentru dumneavoastră. Dacă dumneavoastră vă veți bucura să celebrați lucrurile care, și persoanele care le aveți în jurul dumneavoastră. Și petrecerile, adică sărbătorile și zilele de naștere, sau dacă va veni un copil nou în familia dumneavoastră, să celebrați orice lucru mărunt. Oamenii mei dragi, sper că am putut să vă ajut, sper că a ajuns sfatul îngerilor la dumneavoastră, mesajele divinității. Eu vă doresc o lună plină de pace, reușită și vindecare, să spunem așa, și de iubire. Dumnezeu să vă binecuvânteze pașii și să vă lumineze mintea. Doamne ajută tuturor și noi ne revedem la etalarea zilnică. V-am pupat și vă doresc numai bine, sănătate multă, la revedere, sănătate!